cine nu e gata, îi iau cu ciocolata! La bunătățile copilăriei! Cu ciocolată plus alune, căpșuni, Oreo, biscuiți, banane, orfinetii. 10, 20, 30, 10 de gogoși calde, cu vanilie, papanaș, cu gem și smântână, gofre mici sau mari. La bunătățile copilăriei! Lângă piața centrală. Femeie încrezătoare, ești frumoasă! Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Îți modelăm apetisant, în pas cu timpul, trupul non-invaziv, reconturat și ferm, în timp record. Criolipoza este numai începutul, jos colăcei! Hai, curaj! Șoferă-ți ca răsfăț suprem o oră de masaj. Pachete și oferte avem destule, te ajutăm să ieși în avantaj și alege deci să fii frumoasă cu make-up, bronz și cu drenaj. Deci frumusețea ta e pentru noi un scop. În plus, pentru bărbați avem și barbershop. Se oglindește până în vârf de unghiulacul. Mistere sfirele de păr. Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Am zis. Notează-ți în agenda ta, femeie dragă, la V, Centrul de frumusețe Vis. Jurnal Giurgiuvean, o publicație care te poate scoate din orice situație. Vă așteptăm la redacție în complex Ancora, parter sau pe site-ul jurnalgiurgiuvean.ro. Jurnal Giurgiuvean, un cotidian care creează dependență cititorilor săi. Să discutăm fără perdea despre perdele, draperii, covoare, lenjerii și toate accesoriile ce ne compun decorul vieții. Impune-ți stilul! Caută, măsoară, întreabă și alege din toată gama noastră. Odiseea redecorării nu are început, nu are sfârșit. AIDA, opere complete în pliuri, culori, texturi și gusturi rafinate. Pe strada Gării, numărul 73. Un magazin deschis tuturor gusturilor. În cap, noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... Trei morți și doi răniți astăzi după ce în explozia de aer au pierit peste 20 de... Dublu viol, mamă și fiică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine. Bun găsit, dragi telespectatori de televiziune online, Camelia Sacheri sunt. Iată, începem săptămâna cu o bogăție de titluri. De astăzi, toți giurgiuvenii se pot înscrie pentru vaccinare. Mai multe secții ale Spitalului Județean intră în reabilitare. Care sunt acestea? Discutăm imediat. Lanț de infracțiuni din cauza alcoolului și tot el bată vina. Un dosar penal cu iz de alcool la orizont. Dumitru Beanu, declarație incendiară. Există riscul ca România să trebuiască să dea înapoi Uniunii Europene întreaga valoare a contractelor pentru două drumuri județene nefinalizate. Acestea, dar și multe alte știri, le discutăm acum cu Nicoleta Pană. Bun găsit, Nicol! Bun găsit! Începem Breaking News, așadar, dar... Nu uităm de concursul zilei, pentru că v-am spus, până pe 16 inclusiv, avem acest concurs în ediția 44 de pahare. Răspunde la întrebarea zilei și câștigă și tu o sticlă de vin de la Casa de Vinuri Teo. Iată, avem deja și pe site poză cu câștigătoarea de vineri, pentru că a câștigat, a participat. Da, și a câștigat și a răspuns la întrebarea. Întrebările sunt la noi pe site, regulamentul îl găsiți acolo. Iată și întrebarea zilei și așteptăm înscrierile în continuare. Deja erau pe site, unde am spus că admitem, în plus față de live-ul de pe Facebook. Erau deja vreo două
răspunsuri, dar vă rugăm căutați cât mai mult pe Facebook. Așadar, Liviu, asistenta noastră, cum ne place noi nouă să-l alintăm, urmează să scrie numele și să le introducem în acest bol. Era specialitatea Nicoletei să vi-l arate. Da. Bolul este gol acum, dar va avea bilețele în el la finele emisiunii. Participație, așadar, pentru că nu e de colea să primiți cadou o sticlă de vin. Suntem în luna martie, chiar dacă am intrat de astăzi în postul Paștelui, este dezlegare la vin. E voie să bem vin, nu e voie să mâncăm de dulce pentru cei care țin post. Iar întrebarea zilei este: câți agenți de poliție au fost avansați astăzi la Inspectoratul Județean de Poliție? Intrați pe giugiu-tribune.ro și găsiți acolo răspunsuri, dar cred că bine ar fi să ne și urmăriți, pentru că vrând nevrând vi-l vom putea oferi chiar aici când comentăm știrile de pe site-ul nostru și puteți afla răspunsul chiar de la noi dacă sunteți atenți. Așadar, aveți șansa să câștigați o sticlă de vin de la Casa de Vinuri Teo, două sticle de vin astăzi, ca și dățile trecute. Așadar, dați răspunsul la întrebarea câți polițiști au fost avansați astăzi și puteți câștiga. Da, vom extrage două bilețele, să sperăm că va fi cu noroc și că cifra pe care o veți spune numărul polițiștilor va purta noroc. Și nu o cifră anume, ci toți giurgiuvenii se pot înscrie de astăzi pentru vaccinare. Orice persoană se poate practică programa. Este deschisă lista în 30 de județe. Giurgiu este printre ele și populația din categoria 3, adică publicul larg, se poate programa pe platforma online pentru centrul de vaccinare din municipiul Giurgiu, din incinta Ateneului Nicolae Bălănescu. Chiar am văzut astăzi lume intrând for și ieșind. Da? Da. Bine, măsura impusă de pandemie, dar am văzut că este accesat. Prima oară am crezut că este un eveniment acolo, mi-a adus aminte. Liviu mi-a adus aminte că este, de fapt, vorba despre vaccinare. Vaccinuri să fie, pentru că centre deschise sunt, doritori sunt, dar trebuie să mai fie și locuri disponibile pe acele platforme, pentru că în funcție de ele vă puteți alege și vaccinul pe care îl doriți în municipiul Giurgiu sau în județ, acolo unde găsiți loc. Dar la Ateneu, aici la noi în oraș, acest centru va folosi exclusiv AstraZeneca, da, și la cel de la viceamiral Ioan Bălănescu se mai folosește AstraZeneca, este un flux special creat acolo pentru acest ser, dar și la centrul amenajat în localitatea Florești-Stoenești. La ora actuală, 772 de doze cu AstraZeneca sunt disponibile în județul Giurgiu, se mai adaugă 600 de mâine, de când începe vaccinarea la Ateneu, dar, cum spuneam, vă puteți alege din centrele pe care vi le vom citi mai departe cu ce vaccin vreți să vă imunizați. Așadar, Spitalul Județean Giurgiu, Pfizer și Moderna, Colegiul Viceamiral Ioan Bălănescu, Pfizer și AstraZeneca, deci aveți două opțiuni la viceamiral, Ateneul Nicolae Bălănescu, AstraZeneca, Bolintin Vale, Pfizer și Moderna, iarăși două opțiuni valabile, Hotarele, Pfizer și Moderna, tot două, Roata de Jos, Pfizer, Izvoarele, Pfizer, Mihăilești, Moderna, Călugăreni, Moderna, Florești-Stoienești, AstraZeneca. Așadar, aveți de unde alege în cazul în care v-ați decis să vă vaccinați sau dacă doriți să renunțați la un vaccin și să vă vaccinați cu celălalt, pentru că în urma tuturor acestor discuții iscate în jurul vaccinului cu AstraZeneca, la Giurgiu cam 10-12% dintre persoanele care s-au înscris inițial pentru AstraZeneca nu s-au mai prezentat la vaccin, vor alege probabil alt ser, așa că informați-vă din surse oficiale și sigure sau de unde doriți dumneavoastră, pentru că nimeni altcineva nu poate decide în locul nostru cu ce să ne vaccinăm.
Da, răspundeți în continuare întrebării concursului. Văd că s-au mai adunat răspunsuri. În continuare, Liviu scrie și vorbim mai departe despre știrile noastre, pentru că mai avem nevoie și de înscrieri. Unde? La școala primară. Iată, Ministerul Educației a publicat vineri metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, precum și calendarul înscrieri potrivit unui comunicat de presă transmis de minister. Da, este, știți, anul acesta, elevii de clasa 4-a încheie ciclul primar, trec la ciclul gimnazial, așa că doamnele învățătoare sunt pregătite să preia o nouă generație de elevi, cei de la clasa pregătitoare, și toată lumea este interesată și pe Facebook sunt un fel de campanii de atragere a micuților către anumite școli, către anumite clase, da, iar la noi în Giurgiu, cum vă spunea și Camelia, înscrierile încep de pe 17 martie 2021. Se vor afișa aceste date la fiecare unitate de învățământ și la circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus, dar și numărul de clase pregătitoare alocate. Pentru județul Giurgiu sunt 126 de clase pentru 2376 de copii, iar la municipiul Giurgiu 20 de clase cu 428 de locuri. Da, iată. Vreau să fac și o împărțire, dacă îmi permiți. Te rog, dacă vrei cât să nu-ți dea faci tu un calcul, da? Da. Nu, vreau să mă lăbulesc într-o așadar, privință. Așadar, veți găsi pe giurgiu-tribune.ro un calendar foarte mare, ce presupune dacă au frecventat sau nu copiii grădinița, dacă s-au întors în străinătate, condiții, înregistrarea cererilor de transmisere, de punere la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar, cum se eliberează și se transmit de către un părinte, către unitatea de învățământ. Deci tot felul de spețe sunt acolo, inclusiv calendarul, sunt foarte multe și e bine ca fiecare să-și găsească undeva acolo ceea ce îi se potrivește pentru copilul său. În timp, dacă ai terminat cu calculele... Am făcut calculul, știi de ce? Pentru că am văzut în municipiul Giurgiu 20 de clase cu 428 de locuri, ceea ce înseamnă 21 și un pic de locuri pe clasă, 21 de copii. Mi se pare mult mai ok această cifră față de, de 30, dacă... 30 și ceva într-o clasă, dar parcă văd că iar se vor forma aglomerări la anumite școli, la anumite clase, iar alte școli nu vor reuși să-și completeze clasele pentru că părinții decid, școlile, spun ei, mai performante, mai centrale, să spunem așa, fără a ține cont de cel mai important criteriu în această alegere, calitatea dascălului. Nu contează școala la care predă, dacă are o reputație bună sau mai puțin bună, atâta timp cât dascălul este cel care ne formează copiii în acești 4 ani cei mai importanți în parcursul lor în școală, să spunem așa. Aveți calendarul aici pe giurgiu-tribune.ro cu toate datele și chiar și documentele. Acum nu vrem să supărăm pe nimeni. Nu. Și sunt și profesori foarte solicitați de școlile bune care intră acolo, dar fiecare rămâne să aleagă și important este să fim sănătoși și să ne ducă copiii. Da, și să-i fie bine copilului, nu nouă ca și părinte. Trebuie să gândim prin prisma lui. Da. Ziceam că să decurgă tot anul școlar așa cum trebuie, se vorbea și în ședința de Consiliul Județean de astăzi și spunea domnul Beanu că ar trebui să fie cât mai multă prezență la clasă și că își dorește lucrul acesta. Toată lumea vrea, da. Și profesorii și toată lumea vrea prezență la clasă. Nu toată lumea, să știi. Uite, eu vorbim la modul general, că o mai fi și mulți părinți care spuneau că nu e bine, că era bun sistemul hibrid, că 2 săptămâni așa, că 2 invers, dar da, eu am vorbit cu mama unui adolescent care îmi povestea că îl simte mai în siguranță acasă, că având în vedere la ce e pe afară cu... Bine, adolescenții sunt mai greu de ținut în frâu.
Da, da, și e... se mulțumea la, la modul ăsta, dar a spus nu pentru calitatea învățământului, care nu e cea ca cea de la clasă, dar îl simt mai în siguranță. Nu poate fi ținut în casă la nesfârșit, da, pentru că... Și când scapă, scapă. Și când scapă, da, așa ne spunea nouă când eram mici, trebuie să aibă parte și de o libertate și de încredere din, din partea părinților. Dar ca să vorbim de educație, trebuie să fim sănătoși în primul rând, iar la Spitalul Județean încep să se întâmple în sfârșit și lucruri bune, pentru că imaginea acestei instituții s-a degradat în timp, în ani, când nu s-au luat măsurile potrivite la timpul potrivit, iar acum s-au strâns multe și greu de rezolvat. Se încearcă, împreună cu Consiliul Județean și noua conducere a spitalului, reabilitarea mai multor secții din cadrul spitalului și redarea unei imagini mult mai bune a actului medical și a tuturor serviciilor prestate de acest spital către giurgiuveni. Da, și vor fi achiziționate un sterilizator nou, vor fi reabilitate și amenajate săli de operații de pe secția de oftalmologie și de asemenea reabilitat laboratorul de analize din cadrul spitalului, continuarea reabilitării secției ATI cu aparatură nouă, paturi noi, refacerea instalației electrice, 10 aparate noi pentru monitorizare de asemenea la ATI și cu sprijinul Consiliului Județean Giurgiu s-au achiziționat 20 de detectoare de gaz oxigen care au fost amplasate în secțiile cheie ale Spitalului Terapie Intensivă, Unitatea Primiri Urgențe, Boli Infecțioase. Se lucrează în prezent pentru că și aici intervine digitalizarea, nu se mai poate fără nici la spital, la implementarea unui program online pentru ambulatoriile integrate de specialitate ale spitalului, program ce va fi disponibil în curând pe site-ul spitalului, adică giurgiuvenii se vor putea programa online la medicii de care au nevoie, scutind astfel triajul acela greoi, da, de la UPU, unde vin de la cele mai grave cazuri până la cele mai banale, pentru că așa se întâmplă, omul când se sperie se duce încotro vede cu ochii și se oprește la urgență, iar o astfel de aplicație online, să spunem, programul acesta online va ușura această muncă și va permite accesul mult mai ușor al giurgiuvenilor la medici. Da. Dar le vă vom spune la timpul potrivit despre ce este vorba. Și până una alta, minte sănătoasă într-un trup sănătos trebuie să avem în continuare și să fim atenți prin urmare și la ce mâncăm, pentru că a început postul Paștelui. Așadar, nu dați seama numai în frunze și în carbohidrați. Gândiți-vă că mai sunt și proteine de origine animală, chiar dacă nu atât de, nu știu cum să spun, satisfăcătoare ca și sațietate, dar ca și cele de origine animală, dar gândiți-vă bine dacă ține sau nu post, în funcție de ce afecțiune aveți, nu și este așa cât ușor. De pregătit e organismul? Sigur că da, de vârstă. Da, să dacă aveți de trecut un examen, mai bine brusc, nu. Da. Dacă organismul este privat de anumiți, nu știu, electroliți, de diverse minerale, de diverse vitamine, încep dezechilibrele de la de orice ordin. Nu suntem medici, dar asta este de cultură generală și atunci e bine să ne treacă prin cap întâi acest gând și apoi să ne gândim la diverse rețete, cum sunt cele tradiționale din mâncare de prune, spunea Nicol că ei plac, din gutui chiar, da, mâncare, nu mai știu tot felul de urzi, dar oricum urzicile, spanacul și loboda sunt deja sănătoase și pentru cei care vor salatele, să combine. Salatele, toate legumele verzi de sezon, dar sunt și zile cu dezlegare la pește de care vă puteți lega, plus că acest post trebuie să fie spiritual mai, puțin, mai mult, da, da, decât legat de alimentație. Spun, acolo este adevărata putere a credinței în spirit și nu în trup, așa că doar cei obișnuiți să țină post cred că o pot face cu bine până la capăt. Este cel mai lung și cel mai greu post. Da, să ai o alimentație zile, bogată și deodată să să știi să-ți echilibrezi alimentele, atât să nu produci carențe în organism de vitamine, dar cred că duhovnicii, preoții vă pot sfătui în această privință cel mai bine, cât și un medic de familie care vă cunoaște istoricul
în sănătate și vă poate da un sfat la ce puteți renunța și la ce nu puteți renunța. Dar, cum spun cei bătrâni, nu e păcat ce bagi în gură, e păcat ce scoți pe gură. Și în timpul celor 40 de zile de post, credincioșii nu trebuie să facă fapte rele sau să aibă gânduri necurate despre oamenii din jur. În plus, cel mai drastic post de peste an cere o curățare din toate punctele de vedere, rugăciunea fiind cea mai importantă. Sigur că da, și să nu vorbim urât, cred că e valabil tot anul. Nu doar de post devenim mai buni și după aceea uităm că am ținut post și avem gânduri rele față de semenii noștri. Dar pentru că vorbeam de semenii noștri, trebuie să vorbim și despre proiectele care vizează județul Giurgiu, cele care ne oferă sau nu o perspectivă optimistă. A vorbit despre o parte dintre aceste proiecte președintele Consiliului Județean Dumitru Beanu azi în conferință de presă. Camelia știe mai multe, a asistat. Da, și urmează, o să avem și mâine o știre. Dar iată, este pe site dacă doriți să o citiți. Există riscul ca România să trebuiască să dea înapoi Uniunii Europene întreaga valoare a contractelor pentru două drumuri județene nefinalizate, a spus Dumitru Beanu astăzi într-o conferință de presă organizată chiar la sediul grupului școlar viceamiral Ioan Bălănescu, acolo unde se știe că se desfășoară proiectul cu săptămâna meserilor și cu promovarea învățământului dual. S-a vorbit și despre acest subiect, dar o să reluăm, pentru că și Nicola a fost și-a mai filmat prin diverse puncte strategice. S-a vorbit despre ceea ce am avut și noi la știri. Despre... Și se va mai vorbi, pentru că va începe acum campania în școli. Top Technology, despre toate firmele care vor să participe și să își pună umărul ca să fie așa un fel de potrivire între cerere și ofertă. Există sigur și riscuri, siguranță 100% nu există nimic, treci strada și nu știi dacă ajungi pe partea cealaltă în firea ta, dar aminte așa nu mai facem niciun plan, niciun proiect, că dacă nu se mai potrivește, nu mai vrea sudorul să se ducă nu știu la ce fabrică, un sudor cu o meserie la mână va găsi de lucru oricum. Și ceea ce e mai important, spunea doamna vicepreședinta Elisabeta Mihai, da. Elisabeta Mihailcea spunea că cel mai important este să înveți și să nu te gândești că nu mai ai nicio șansă. Dacă vrei să te duci mai sus în carieră, o poți face, și că există un caz în care este doctor docent, o doamnă are doctorat în sudură, nici da? N-am știut că există așa ceva și că se poate. Dar iată că dacă vrei, se poate. Dar o altă știre pe care a pus-o pe tapet domnul președinte a fost un subiect spinos. A vorbit despre sumele de bani alocate anul acesta a instituției pe care o conduce. Este un pic mai mare suma decât cea de anul trecut. Anul trecut au fost 74 de miliarde de milioane de lei, anul acesta 78, dar nu despre această creștere a vorbit foarte mult, ci despre faptul că vrea să bage acești bani Consiliul Județean în proiecte europene, cum ar fi spital sau o anexă, o parte exterioară în subordinea Spitalului Județean, și undeva cam pe 10 aprilie, să vedem ce prevede și bugetul de stat, vom avea ocazia să parcurgem toată lista de proiecte, pentru că durează 15 zile de consultanță obligatorie, este o procedură și trebuie să se aplice. Și iată, cea mai dură situație este aceea în care ne explica domnul președinte că există posibilitatea ca o situație specială pe care a prezentat-o și domnului prim-ministru Florin Câțu, să fie cea care să producă o gaură financiară destul de semnificativă României, pentru că două drumuri județene, și în speță 411 și 603, pentru care s-a primit în 2011 și 2012 finanțare europeană, au rămas nefinalizate, da, ca investiții, aproape 1 milioane de lei, 12 pentru celălalt, iar există marele risc, da, ca aceste sume să fie pierdute, da, chiar să le dea înapoi. Da, și ne spunea domnul Beanu că
Nefinalizând aceste proiecte, deci prin Ministerul Dezvoltării, care este titularul de contract, întreaga valoare a contractelor semnate să fie restituită, ceea ce înseamnă ca și cumul de sumă să fie undeva la 30 de milioane de euro. Exact, iar toată această situație neplăcută pentru județul Giurgiu a fost prezentată în cadrul unei întâlniri pe care președintele Dumitru Beianu împreună cu primarul Adrian Anghelescu a avut-o cu premierul Florin Câțu. S-au prezentat mai multe probleme acolo, domnul primar pe ale domniei sale, președintele Consiliului Județean secundați de deputații de Giurgiu, da, colegi de parlamentarii giurgiuveni. Acum rămâne de văzut cum se va rezolva această situație. Cert este că premierul a promis o eșalonare a acestor plăți. Era bine să vedem acele drumuri finalizate, să nu mai fim în situația să mai dăm și bani înapoi. Asta adică e... i-am avut și degeaba i-am avut. Asta e cea mai dură. 4 ani pierduți și bani și timp și lucruri nerealizate, dar vom mai vorbi despre acest subiect și în edițiile noastre. Ce cum e, ora românească, doi pași înainte, unul înapoi. Da, hai să vorbim mai mult de avansări decât vorbim de... și de pași înainte, sunt cei mai importanți, sunt pași pe care i-au făcut 13 agenții. Cât? 13, da, agenții de poliție care au fost avansați astăzi în urma promovării concursului de trecere directă în corpul ofițerilor. S-a desfășurat evenimentul la sediul Inspectoratului Județean de Poliție, iar cei 13 ofițeri acum au depus jurământul. Pe ei îi vom regăsi în cadrul structurilor de investigații criminale, 6 polițiști, investigarea criminalității economice, 2 polițiști, ordine publică, 2 polițiști, 2 la siguranță școlară și 1 polițist la poliția rutieră. Ai numărat bine, au ieșit 13, n-au ieșit 2 la... Da, sperăm că ne-au și urmărit cei care doresc o sticlă de vin din concursul nostru. Când tu citeai, eu număram, tu numărai polițiștii și eu număram participanții la concurs. S-au înscris 10-11. Foarte mulți, ceea ce înseamnă ceea ce pe site s-ar putea să fie tot 13, până terminăm. Vedem, ar fi chiar culmea, da, mie numărul 13 mi-a purtat întotdeauna noroc, să vedem dacă le poartă și celor care participă astăzi la concurs. Dar fiindcă vorbeam de poliție, au fost misiuni în weekend și ce se vedeți, mulți bețivi la volan. Păi da, da, după lăsata secului. Chiar și așa. Ce să se lase sec? Dacă că doar să... nu era să intre echipajele poliției și să caute conducătorii auto. Acum, ați mâncat alviță? Te-ai dus la nașul, am mâncat și nu, te-ai am băut alcool. Da, alviță n-au mâncat, dar au băut vin. Multe cazuri aici, pe giurgiu-tribune.ro le puteți vedea. Cred că sunt tineri, dacă mă uit așa la vârsta lor, depistați în timp ce conduceau mașina sub influența băuturilor alcoolice. Iată și un tânăr de 36 de ani din Ogrezeni a furat prietenului autoturismul să ducă și el din prietenie. Avea treabă, da, nu i-a spus, iar un tânăr de 30 de ani și acesta din comuna A e tot același caz, l-au găsit până la urmă. Se ducea, uite, și el, da, uite așa, te trezești cu mare și roata de jos, ce să facă și el dacă avea treabă. A fost depistat până la urmă și alte cazuri tot așa de alcool, dar cel mai hazliu caz, să spunem așa, dacă putem să-l numim hazliu, este vorba despre o bătrână de 71 de ani depistată băută la volan în Bolintin Vale. Este un caz care ne amuză, dar care ne și întristează. Aceasta conducea autoturismul proprietate personală pe drumul județean 601 în afara localității Bolintin Vale, aflându-se sub influența alcoolului.
A fost și ala lăsata secului. Nu se mai bea. Ce să facă? O, a gustat și ea acolo. Chestia e că parcă ne uimește așa. Vai, ce s-a întâmplat? A fost poliție pe drum cu un domnule de lăsata secului? Da! Uite, deci, ei s-au recoltat probe biologice la centrul de permanență Floresto Enești. Pentru a-i se stabili alcoolemia, 0,56 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Ei, a fost la centru de permanență din Izvoarele și un tânăr din comuna Toporu, județul Giurgiu, tot așa pe strada cimitirului din Toporu. Așa, era și el sub influența băuturilor alcoolice. Bine că n-a ajuns la țintirim. 0,59, da. Alcool pur în aerul expirat, la fel. S-a dus la centru de permanență Izvoarele, probe biologice, alcoolemie stabilită, dosar penal și urmează să aștepte... Să rămână pieton. Da. Amândoi, și el și bătrâna. Acum... Așa că dacă vă plac asemenea provocări, iată și consecințele. Deci bine că n-a prins-o pe bătrână și băută și cu viteză. A fi fost ceva, da. Da. Și se cam asta cu lăsata secului. Acum trebuie să țină post ca să-i se ierte greșeala. Să se roage la Doamne, Doamne, să mai peste 3 luni permisul, da. Sau cine știe când îl va mai vedea. Da, hai să vedem acum, să vorbim de fair play și de conduită sportivă, pentru că Astra este primele 7. Era să zic AstraZeneca, deci tot. Pronunțăm mai des numele ăsta decât ne e vorba de Astra Giurgiu, da, iată, a urcat pe locul 7. Merge bine, merge bine echipa noastră. A registrat o altă victorie la Chindia Târgoviște în deplasare cu 1-0. A atacat din prima, să spunem așa, iar prima fază de gol i-a aparținut lui Cârpici, dar portarul Chindiei a prins balonul, au atacat și târgoviștenii de vreo 3 ori în prima repriză și spre finalul reprizei a doua, că mai m-am uitat la meci, așa, și știu pe din afară cât de cât, dar totuși unicul gol al partidei a fost marcat în repriza a doua, minutul 75, de Raspopovici, și mi se pare că e primul lui gol la Astra. Nu-mi cere mie încuvințarea? Da. De ce frumos le povestește Nicoleta din fotbal. Ea când se duce acasă, cred că spune copilului seara la culcare. Și a dat gol critic, dar prins la timp portarul Chindiei. După care se făcu că au atacat târgoviștenii, care au avut 3 ocazii de a scrie în prima parte. Când mă uit la toată partida, pentru că nu îmi permite nici ea și nici timpul, dar mai dau așa, știi, mai din când mai sărt ca să văd. Cert este că Astra este pe locul 7 acum cu 35 de puncte, iar în etapa următoare joacă acasă cu FC Botoșani, antrenată de giugiuveanul nostru cu care eu am copilărit, Marius Croitoru. Îmi doresc foarte mult un interviu cu el. Nu știu cum să facem când va veni la Giurgiu. Da, deci am crescut la o stradă distanță, dar câte boacăne ne-am făcut el și cu fratele lui Florin Croitoru, foarte cunoscuți la Giurgiu. Facem apel la cei care îl cunosc să poate îl prindem odată, nu prea îl mai leagă nimic de locurile noastre pe aici, plecat de ceva timp din Giurgiu, dar uite că antrenează o echipă din Liga 1. Și chiar e un băiat dezghețat și extrem de vorbăreț. Da, și gura păcătosului adevăr grăiește, mai ales dacă mai iau... Marius, dacă ne auzi... Am văzut, Adinauri, cum ai te-ai amuzat copios că doamna aceea de 71 de ani, bunicuța aceea, se plimba cu mașina pe drum și au prins-o polițiștii, dar dacă bei vinul cu pasiune, cu poftă, cu savoare și nu cu, te mai urci la volan. Și nu te bea el pătine, da. Și nu te urci la volan, e de bine. Și plus de asta și noi putem să vă ajutăm să câștigați, dacă răspundeți la întrebarea zilei, o sticlă de vin de la Casa de Vinuri Teo. Așadar, iată concursul, vine asistenta noastră ușor. Cu bilețele. Da, hai că le împărțim, că sunt mulți, să vedem, să câte sunt. Le-ai pus și pe cele de pe site, că mai era și de pe site. Da, jumate. Sau două, nu știu. Așa că începem. Hai, să le citim și tu. Le punem în bol. Atenție, atențiune! Alin Pană, să știți că nu-mi e rudă și nici nu știu cine e, o coincidență de nume. Așa îl punem în bol.
Mai verificăm până împăturim, poate se mai înscriu. Berbec George, dacă este acel Berbec George pe care îl cunosc și eu. Ne-a scris pe site, da? Berbec George. Ținem pumnii. Așa. Dacă nu sunt coincidențe. Grigorov George. Avem mulți George astăzi. Așa, punem și pe el. Marian Petrescu. La mine. Bun. Daniel Nicolae a câștigat la noi o sticlă de vin și mai încearcă o dată. Își face vinotecă. Uite așa. Înseamnă că a consumat-o de lăsata securii. A plăcut vinul foarte bine. Vei, stai acasă, frumușel, mănânci ceva bun, nicio problemă. Ai citit? Da, am spus. Am arătat la cameră. Acum că este rândul tău. Gigica Peptănaru. Din nou e, cred că a doua sau a treia participă. A, și câștigat, da, da. Însă. Niță Marian Silviu. Avem mai mulți bărbați astăzi. Vinerea trecută am mai avut mai multe doamne. Adriana Mucă. Foarte frumos. Și o doamnă, am și eu tot da, o doamnă. Dar ce doamnele n-au voie? Niță Constanța. S-a înscris și ea la concursul nostru. Eu rămân în urmă cu împachetatul și... Hai, că ne descurcăm. Uivil așa. Petras. Nu se lasă nici Uivil Petras. A, uite, ne scrie domnul Daniel Nicolae că nu a consumat-o încă, nu-i nimic, faceți o colecție. Florentin Chițu. S-a înscris și el. Răspunsul, să vă și spunem, răspunsul aici trebuia, vrei, pe care... trebuia să cerem lui John din regie să ne pună niște tobe din alea așa de suspans. Da, da, așa este. Răspunsul corect, într-adevăr, era 13 agenți. Au fost avansați de poliție astăzi, așa că aceștia sunt participanți. Am verificat 11. La această oră nu s-a mai înscris nimeni, nici pe site nu mai sunt alte comentarii. Așa că hai, extrage tu prima, Cami, și vedem cine este alea, primul câștigător. N-am spor, dacă n-am niște tobe. Da, ia să-mi caut niște tobe. Acele. Și primul câștigător este... And the winner is... Nu e Oscar, nu e, dar e Daniel Nicolae. O, poftim. A doua oară când câștigă, este norocos, i-a purtat noroc numărul 13. Da. A, să așteptăm. Hai că, uite, extrag și eu acum. Ia să vedem. Poate extrag o doamnă. Da. E un bilețel făcut de tine ăsta. E strâns bine. Strâns. Marian Petrescu. Astăzi e ziua domnilor. Felicitări, ați câștigat câte o sticlă de vin de la Casa de Vinuri Teo. Știți ce aveți de făcut, ne lăsați în privat seria și numărul de la buletin, iar mâine cu buletinul mergeți în piața centrală la Casa de Vinuri Teo și vă alegeți sortimentul de vin pe care îl doriți. Și Georgiana Floriana, felicitări încă o dată. Mulțumim pentru fotografia trimisă. Doar ea ne-a trimis. Cred că nu s-a dus să-și ridice premiul celălaltă doamnă de ieri, de vineri. Nu ne-a trimis nici nu ne-a datele. Trimis nimic. De aceea am scris doar despre Georgiana Floriana. Așadar, încercați să ne dați până în ora 4 o fotografie cu cei care au câștigat, să, pentru conformitate să punem și noi, măcar cu sticla de vin ținută în mână, cum doriți. Dar iată, felicitări, Marian Petrescu, Daniel Nicolae, câștigătorii de astăzi, toți sunteți câștigători, zicem noi, pentru că v-ați uitat și v-ați luat informații clare și concise de la noi, de pe site. Daniel Nicolae spune clar, o să-mi fac vinotecă. Păi și ce? Foarte bine, frumos. Numai că acest concurs nu va ține la nesfârșit, sperăm că dar urmează alte ediții. Să venim cu alte surprize pentru dumneavoastră, așa că urmăriți-ne în continuare, pentru că ediția noastră de azi a Breaking News-ului se încheie aici. Trebuie să vă spun că este și cod galben la Giurgiu de ploi. Să vă spun data exactă, ni se spunea că ar fi trebuit să înceapă să plouă de azi de la 2, este în vigoare până pe 17 martie, la ora 2 noaptea, fenomene vizate, ploi însemnate cantitativ, peste 30 de litri pe metrul pătrat, zile ploioase la Giurgiu, dar senine la noi aici. Da, foarte bine.
Așadar, rămâneți cu noi în continuare. Avem Breaking News într-o ediție specială cu ședința de Consiliu Județean, conferința de presă, da. Mulțumesc, Nicol, la care a participat atât președintele Consiliului Județean, Giurgiu Dumitru Beanu, cât și vicepreședintele acestuia, doamna Elisabeta Mihalcea, și doamna director al liceului, al grupului școlar, Ana Maria Fierăstrău, chiar glumeam cu dânsa, care are nume predestinat către partea asta tehnică, către meserie. A și urmat un institut de învățământ, tot da, tehnic. Este inginer de profesie și este foarte pasionată de partea aceasta de aplicare a unei meserii și ne-a oferit foarte multe răspunsuri de ce învățământul dual, acestea, dar și multe alte subiecte au fost pe ordine de zi în conferința de presă, așadar vă invităm să urmăriți. Între timp, Nicoleta Pană și Gamelia Sacheti vă urează o seară bună în continuare. Toate cele bune! În cap, noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... 3 morți și 2 răniți astăzi după ce în explozia de aer au pierit peste 20 de ani. Dublu viol, mamă și fiică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine.